Tot mai puțini elevi optează pentru fizică atunci când vine vorba de examenul de bacalaureat. În sesiunea 2017, doar 1% dintre candidați au susținut testul la această disciplină. Datele au fost prezentate în cadrul unor audieri organizate de către Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a Parlamentului. Numărul elevilor care aleg să susțină examenul de bacalaureat la fizică este în continuă scădere. Într-adevăr, ultimii ani, numărul de doritori de a alege fizica la bacalaureat este din ce în ce mai mic. Dacă 5 ani în urmă am avut 17 elevi în clasele bilingve și în clasele obișnuite, tot cam atât, atunci, în anul trecut, de exemplu, am avut 6. În anul celălalt, am 5. Anul ăsta încă nu știm, pentru că încă nu și-au ales examenele de bacalaureat, dar tendința este una în scădere. Profesorii susțin că fizica este un obiect foarte complicat, iar cărțile pe care le avem astăzi la acest obiect sunt prea științifice. Totodată, după ce la ultima sesiune subiectele de la examenul de fizică au fost foarte dificile și absolvenții au luat note mici, anul acesta ar putea fi și mai puțini doritori. Ultimii 5 ani, testele la fizică au fost cu greșeli. 5 ani în urmă, vă pot spune, au fost într-un test chiar până la 30 de greșeli gramaticale, în doi item nu era verb. Lucrul ăsta este de neiertat și de inexplicabil pentru noi. Și liceienii spun că, deși este interesant, ar fi prea complicat să susțină examenul de bacalaureat la această disciplină. Nu l-aș alege pentru că nu mă reprezintă, că nu-mi place fizica. După părerea mea, este unul complicat. Și adică, nu știu, nu-mi place. Nu aș alege. E foarte, foarte complicat, dar de studiat trebuie neapărat. Eu nu aș alege fizica, nu știu cum ceilalți. Precizăm că la bacalaureatul 2017 doar 192 de elevi au susținut examenul la fizică. Deputații vor veni în viitorul apropiat cu propuneri și recomandări cum poate fi schimbată situația.